În momentul de față, în județul Gorj există un singur parc industrial, mai exact parcul industrial de la Bumbejiu. Activitățile desfășurate în acest parc sunt activități de prelucrări mecanice, activități de producție în diferite domenii, activități pentru industria ușoară, prelucrarea lemnului, servicii industriale diverse, activități de manipulare depozitare și activități de cercetare și producție tehnologică avansată și alte activități auxiliare. Prin inițiativa Consiliului Județean Gorj s-a luat hotărârea demarării unei investiții extrem de importante pentru județ, construirea unui parc industrial în localitatea Bălești. Demersurile lucrării sunt realizate printr-o colaborare eficientă între autoritatea publică locală, Primăria Bălești, Consiliul Județean și Parcul Industrial Gorj în calitatea sa de administrator. Evident, acționarul unic Consiliul Județean Gorj este vioara întâi în toată această investiție importantă pentru județul Gorj și care, așa cum v-am spus, se dezvoltă printr-o colaborare până acum, zic eu, eficientă între autoritatea publică locală, Primăria Bălești, Consiliul Județean și Parcul Industrial Gorj în calitate de administrator. În acest moment se derulează procesul de schimbare a destinației din pășune în zonă intravilană pentru construcții individuale și activități economice, fiind vorba de o suprafață de 10 hectare și jumătate. În acest moment este supusă schimbării, suntem în procedura de schimbare a destinației din pășune în zonă intravilană pentru construcții individuale și activități economice, o suprafață de 10 hectare și jumătate.